genul programului Talk Show. Bună seara, stimați telespectatori, bine v-am regăsit. A fost primul generic al primei televiziuni libere, ca să spun așa, din județul Hunedoara. Știți, e foarte complicat să faci emisiuni când ai în față colegi dragi și când vorbești despre niște subiecte din astea care deja au intrat în istorie. Am să vă rog să zăboviți la telefon, stimate telespectatori sau telespectatoare, și să aveți răbdare. Ca să-mi prezint și eu invitații, nu de alta, dar să știm cu cine suntem de vorbă. Astăzi nu, punctul de vedere ăla cu politicienii, lăsăm, pentru că astăzi vreau să vorbesc cu oameni dragi. Un om lângă care am avut posibilitatea, sau cu care am avut posibilitatea să împart bucățica de pâine la propriu, vreo 6 luni de zile, unele dintre cele mai frumoase 6 luni din viața mea, dar care a fost... ala care a scris cu carioca, știți, pe un bilețel de hârtie: hai să facem televiziune undeva. Un ungur mustăcios, drag nouă tuturor, Petru Mezaroș, Peti, pentru prieteni. Bună seara, Peti! Bună seara! Bine ai venit la noi. De obicei, Peti, să știți că e la rău care mă taie pe mine, știți, și zice: băi, publicitate, dar acum, da? Și care, iată, după 25 de ani a fost serbat sâmbătă în cadrul Galei Premianților Fără Premii. Dar sărbat și de noi toți, pentru că tuturor ne este drag și la inima noastră. Alți doi pionieri, vi-l prezint pe Marius Olariu, jurnalist TVR acum, unul dintre oamenii care a fost în echipa de șoc, în prima echipă de la Deva TV. Bună seara, Marius Olariu! Bună seara! De asemenea, prieten bun de-al meu și, cum să vă spun eu, nu în ultimul rând... Dar ultimul pe prezentarea din această seară, zâmbind tot timpul și criticându-mă întotdeauna, Vladimir Brilinski, Vladimir Nunu Brilinski în seara asta, că mi-a zis: nu mai spune așa, că eu acum trebuie să fiu serios cu cetățile dacice. Bună seara, Vladimir Brilinski. Și mulțumesc că m-ai invitat la alte emisiuni decât aia cu Sarmi Segetuza. De lasă, uite, da, să, da, nu, mulțumesc. O să te mai invit, o să te mai invit și în afară de Sarmi Segetuza. Da. Bun.
Vreți să luăm telefon? Hai să luăm telefonul, să nu mai ținem telespectatorul, dar după aia am să vă rog să vă ogoiți un pic cu telefoanele. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Mă numesc Adriana și doresc să vă felicit din tot sufletul pentru tot ceea ce ați făcut pentru HDTV și nu numai. Să vă dea Dumnezeu multă, multă putere de muncă, multă, multă sănătate, multe realizări în continuare și să auzim numai de bine. Vă mulțumim pentru telefon și pentru felicitări și vă mai așteptăm în legătură directă cu noi. Cu mult drag, la revedere! Sărut mâna! Bun, hai să vedem cum a început totul. Peti Mezăroș. Carioci? Găseai cam greu pe vremea lui Ceaușescu, dar totuși tu ai găsit. Erau? Erau pelican. Erau pelican. Sau Flaro Sibiu. Așa. Flaro Sibiu. Un bloc de desen. Un bloc de desen. Niște litere din alea, cum erau la IPH, de cupai, frumos desenate. Pe așa. Și au fost vreo, cred că vreo 8 afișe. Vreo în mai multe zone ale orașului. Și așa a început tot. Nu vindeai nimic? Nu. Nu. Culmea, tocmai venisem din armată. Deci era imediat după liberare. Cam la o lună de zile. Cam la o lună de zile. Deci alții s-au obosit și să gândească, vorba aia, și erau obosiți. O țineau tot în timp. Acum, serios vorbind, da? Microbul a pornit pe undeva prin 84. Eram în școala generală, pe vremea respectivă, directorul de atunci în școala generală, numărul 8, școala de muzică, a fost profesorul Bardan, care era prieten bun cu fostul director de pe vremea respectivă al televiziunii române, domnul Stanciu, director tehnic, Marius să-l știe. S-au înțeles, au făcut o emisiune cu Tudor Vornicu și cu Traian Ropșoreanu la școală acolo. Și de acolo a plecat tot. Pe urmă a venit Cântarea României, eu plecam de la școală după echipele de filmare. A venit 90. Nici n-am crezut, în momentul când am pus afișele alea, ca peste două zile, că asta era în 7 februarie, convocarea, cum s-ar zice, a fost în 9. În 9 au fost aproape 100 de inși. Și cel mai șocant a fost că din acei 100 de inși au fost foarte mulți șefi. Toată lumea vrea să fie șef? Sau erau șefi care aveau, deci lucrau în sistem, adică telecomunicații. Înțeles. Chiar și așa, oameni cu ochii albaștri? Exact, probabil. Ideea este că atunci s-a încropit un grup care dă-mi voie să citesc aici câteva nume și fără să fie supărați în ordinea în care îi citesc, pentru că fiecare și-a avut rostul lui. Unii au venit cu scule de acasă, alții au venit doar cu ideea, ca și mine, de exemplu. Alții au venit doar cu pixul. Deci, aș începe cu Mihai Moisuc, pentru că cu el am vorbit înainte să mă apuc să lipesc afișe. El a zis, fă ce vrei. Camera, cum el era fotograf profesionist pe vremea respectivă, deci nu era problemă. Cu Nunu l-am tatonat că era, soția lui era colegă cu maică-mea, el a zis că n-are el treabă de astea deocamdată, dar vedem. A venit atunci în nou. Lații Sinec, care a venit de acasă cu camera, bine, nu, când am început activitatea. Iar genericul, muzica de pe genericul care ați auzit acolo, Marșul lui Iancu, refăcut, reorchestrat, a fost interpretarea lui. Așa, a fost Ion Ceaușescu, Marin Butar, Marius, Doina Bordea, care acum e în Statele Unite, domnul Marcel Lazar, care, din păcate, acum este foarte bolnav, din ce am înțeles, a fost șeful telecomunicațiilor de la IRE,
Valeriu Goiciu, Antonela Ștefoni, Anca Drăgușin, de care nu mai știu absolut nimic, Mihaela Ciubotaru, care este soția domnului Dan Micu, astăzi, șeful de la circulație de la județ, Nicu Gavrea, care pe vremea respectivă, mă l-a adus Marin Buta. Așa. Și s-a ocupat de partea administrativă pe vremea respectivă. Ajungând după un reputat jurnalist sportiv. Bine, el scria. Dar în momentul când a venit, asta a fost sarcina lui. Așa. Iosif Lazar, zis și Tuții, astăzi lucrează la Loteria Română. Aurel Bălțat, care și astăzi încă lucrează la IRE, la... Doi jurnaliști de prestigiu, de fapt singurii care au avut încredere în noi în momentul respectiv, veniți de la ziarul de atunci, Cuvântul Liber, care s-a schimbat denumirea înainte cu o lună, doamna Constanța și soțul ei, Dorin Corpade, doctorul Rusan, de la Dializă, așa, Dana Bălan, Gheorghe Login, de Gigi nu mai știu nimic, domnul profesor universitar Traian Dinorescu Stănciulescu, cu care o să vorbim la telefon, Flaviu Crișan, care bănuiesc că este actual actor și așa, da, care a lucrat cu ProTV, așa, regretatul Sandu Câmpeanu, care ulterior a devenit unul din cei mai buni directori ai ProTV-ului pe regiunea Transilvania. Și cum spuneam, o grămadă de șefi. Domnul Deac, pe vremea respectivă, director la Direcția de Poștă și Telecomunicații, fără de care nu puteai să discuți de telecomunicații în Deva. Domnul Timar Lucian, care lucra la Direcția de Radio și Televiziune Timișoara, adică Radio Rele aici la Deva. Miron Betea, care se ocupa de Rele la Nucet, tot de la Poșta din Deva. Domnul Alexandru Popescu, pe atunci era director la Casa de Cultură, domnul Dumitru Armășescu, care era șeful CPUN-ului sau FSN-ului, ceva de genul ăsta, habar nu mai știu, alt domn, care din păcate nu mai este printre noi, e George Sarca, șeful stației de la Măgura, Boiu, Eugen Nicula, de la Direcția Județeană de Poștă și Telecomunicații, care se ocupa tot așa cu releul de la Nuceț, și am avut și un șofer. Un om super fain, da, dus cu pluta, dar era un super șofer. Florin Cilda. Dar asta a fost prima echipă. Mare Solariu, te rog, cum ai auzit de inițiativa asta de a face televiziune? Că eu am auzit povestea la premiație fără premii și e tare, a fost tare frumos. Deci cum am ajuns eu să fac televiziune. Da. Deci eu mergeam cu Marin Butar pe stradă, eram prieten bun. Noi înainte aveam două aparate video, pe vremea lui Ceaușescu era o problemă televiziunea. Aveai cele două ore de program și la aia te uitai. Mie îmi plăceau foarte mult filmele. Și mi-am cumpărat aparate video. Aveam două aparate video. Și mergând pe stradă cu Marin, am văzut pe un stâlp, țin minte și acum, era lângă Lido. Era un afiș, așa cât o palmă, pe care scria cu carioca: cei care sunt interesați să înființeze o televiziune în Deva, să vină la Casa de Cultură să vorbim. I-am zis la Marin, băi, nu te pare interesant afișul ăsta și inițiativa? Hai să vedem și noi ce vor oamenii ăștia, adică ce e acolo. Noi având aparate video și ne ocupându-ne cu casete și așa mai departe, ne-am dus. Și așa a fost primul contact care s-a întâmplat la acea întâlnire. Tot ce l-am văzut prima dată pe Peti, pe Nunu, pe Moisiu, pe toți cei care i-a enumerat Peti Adineauri. Cum a fost cu pick-up-ul? Bun, asta a fost primul contact. Așa. Primul contact. Și eu am fost surprins să văd acolo o grămadă de șefi care luau decizii în acea vreme. Ce m-a surprins și mi-a plăcut, m-a surprins plăcut că acei oameni au fost interesați de televiziune. Și au fost interesați. N-au spus nu. Totul era destul de greu să pornești, că erau niște chestii tehnice, destul de complicat. Asta a fost începutul. Pick-up-ul a durat ulterior.
fiecare a venit cu ce facem, ce scule facem. Hai să vedem fiecare ce avem. Loții Sine care are o cameră, Marin Butar are un pick-up, eu am aparatele video și un televizor color. Ioan Ceaușescu a venit cu un pix, că el scria frumos și... Și cu trupa de teatru. Și cu trupa de teatru, da. Deci de acolo celebru pick-up și... Am înțeles. Nu, și eu nu aveam nici încredință, nici în mânică cu televiziunea. Deci nu știam ce înseamnă aia. Dar având aparate video și... Care a fost rolul meu? Mă gândeam că e rolul meu acolo. Zic, mă, la montaj. Și de unde a pornit ideea asta? Știți că o casetă dura 3 ore. De regulă, pe acea casetă trebuia să punem două filme. În vremea aceea circula o rețea de schimbam casetele între noi ca să putem vedea filme. Și un primul film de pe caseta mea era de o oră 40 și mai aveam o oră 20 ca să umplu caseta, diferența. Și atunci ce m-am gândit eu, chiar la celebrul film Zbor deasupra unui cuib de curci cu Jack Nicholson, l-am montat eu, de la mine putere. L-am tăiat frumos, toate scenele care mi s-au părut mie importante, le-am scos din film și am făcut un film dintr-o oră 40 de oră 20 și a intrat pe acea casetă. Vreau să spun că n-am avut nicio obiecție de la cei care închideam caseta, nu și-au dat seama că acel film a fost montat. Și ce m-am gândit eu? Eu știu montaj. Dacă știu montaj, hai să mergem la televiziune. Păi era complicat și o să vedeți, stimați telespectatori, că o să vorbim despre tehnicile de montaj, dacă avem timp, pentru că înainte televiziunea se făcea cu videouri deci... la care trebuia să știi, insert, să faci niște lucruri. Nu era ca, atât de simplu ca pe calculator. Vladimir Vilenski, primul contact cu grupul, cum a fost? Primul contact n-a fost unul prea fericit, era vorba lui Petri, prea mulți șefi. Și fiecare vrea să se impună, unii chiar politic, unii profesional, dar n-am simțit foarte multă consistență la ce a fost acolo. Da, cum spunea Petri, erau peste 100 de oameni în sală, fiecare vorbea despre altceva și n-am, cum să zic, accesat echipa din prima. După câteva luni, însă văzând ce se petrece pe micul ecran, noaptea la ora 12, sâmbăta, am zis, da, trebuie să fac și eu pasul ăsta, mi-am vândut Dacia Rambler și mi-am cumpărat o cameră Hitachi, m-am dus, am bătut la ușă, am zis, bună ziua, am venit. Și așa am început televiziunea. A fost frumos, spuneam și în prezentarea lui Peti, la început era o asociație de prins fluturi, entuziasm, toți nu știam mare lucru, nici unul. Și am învățat încet, încet ABC-ul. Autodidacți, din toate punctele de vedere, ne mai sfătuiau, mai veneau din când în când cei de la TVR Timișoara, ne mai dădeau câteva indicații, mai furam de pe unde puteam fura și așa am ajuns să facem televiziunea, din care s-au născut acei pui, unul dintre ei sunteți și voi, de acolo a pornit totuși asta cu afișele lipite cu aracet pe stâlpii Devei de către Petri. Asta a fost cu adevărat început. Trebuie să menționez că toți, de la inclusiv acei tineri care au făcut prezentare doar, deci prezentatori, veneau, trăgeau de cabluri, dacă era cazul de prelungitoare, fiecare a pus mâna. Eu, de exemplu, în afară de faptul că am pus afișele și alea, eu am fost lămpașul lui Lauții Sinec, așa, îi căram camera, mai ăsta. Ideea este că toți au făcut ceva acolo, pentru că așa era. Era entuziasmul acela în care... De la femeie de servici la director, fiecare făcea totul. Și da? Nu trebuie să uităm. Eram fiecare dimineață, mergeam la servici. Fiecare la serviciul lui. Deci asta timp de 6 luni de zile, fiecare mergea la serviciul lui. După masă venea la primărie, că acolo în fosta sa, actualul birou al lui domnul primar, era una din... Ce era acolo? Sala albastră? Sala albastră. Am mai prins și eu sala albastră acolo. Dar fiecare aveam serviciul nostru, unde lucram. Da, primul sediu era în fostul sediu a UTC-ului. Acolo ne-au... Da. Da. Eu n-am mai prins că eram... Nu, Brinesky totuși așa. Modest, că el totuși știa imagine. Eu chiar de la început îl urmăream cu atenție să văd ce face. Și încercam să... Lucrau... Cochetam cu imaginea. Da. Totdeauna mă duceam acasă seara și zic, bă, uite ce chestie faină, a făcut unul Brinesky, trebuie să fac
Să încerc să mă mai bine ca el. Da. Asta e un lucru foarte bun, că l-a amintit Marius. Noi ne certam foarte mult în perioadă, foarte mult. Dar niciodată nu ne certam pe bani, nu ne certam pe alte lucruri care se întâmplă în zilele noastre. Ne certam cum trebuie o încadrare, pentru o încadrare vorbeam ore întregi. Da. Ore întregi. Și o desenam toți pereții primăriei cu carioci. Așa? Și făceam liniile de aur, puntele moarte. Dar de ce trebuie așa? De ce trebuie? Da. Deci... cum să facem? Cum? Nu-i bine așa, nu-i bine așa. Ce rahat de material ai adus? Uite cum ai filmat, uite că ai ținut camera așa. Uite. Era o ceartă. Era o ceartă constructivă. Și, repet, nu ne certam pe bani, pentru că banii nici nu existau la vremea aia. Veneam ca, de spuneam, asociație de prins fluturi, pentru că nu câștigam nimic, ba mai aveam și vreau și imaginile, dar hai să nu dăm încă imaginile, hai să luăm publicitatea ca să scăpăm de momentul ăsta și după aceea ne întoarcem în direct și luăm și imaginile și încercăm și legăturile telefonice, publicitate. Da, am revenit în direct, stimați telespectatori, bineînțeles că discuțiile au continuat și pe timpul pauzei publicitare, că nu se poate să tăcem. Hai să vedem și vorbim peste imagini, primele imagini pe care... Peti Mezaroș le-a montat și le-a postat la un moment dat, deci, sunt pe Facebook. Astea sunt imagini din primul, deci după genericul care a fost mai așa la începutul emisiunii, astea sunt fragmente din primul film, reportaj, de fapt reportajul cu care a început televiziunea. Și s-a numit Deva by Night. Deci ceea ce sunt aici sunt o grămadă de imagini, care o să le vedeți acum, în care nu mai există mașinării, nu mai există fabrici, nu mai există unii oameni chiar, nu mai există minerit. Da. 1929, deci practic... Era rotativa, rotativa de la tipografie. Cu zețarii, cu plumbul, cu tot. Cu tot ceea ce se întâmplă. Aici sunt foarte multe imagini din toate... compartimentele în care se lucra noaptea, practic. Și acela a fost un reportaj realizat, dacă nu mă știu, de Constanța Carpade. Luați Sinec imagine, eu lămpaș. L-am văzut pe Mihai Moisiuc și Mihai Moisiuc este cu noi în telefon acum, surprise, surprise. De peste ocean. De peste ocean, cred. Bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că vorbiți cu noi. E o surpriză și pentru mine chiar mare. Urmăresc de câteva zile ce se întâmplă acolo pe Facebook, grație Facebook-ului, că altă legătură nu există, nu aveți emisiuni în direct pe internet. Și, sincer să fiu, este emoționant să-ți aduci aminte ce se întâmplă în urmă cu 25 de ani. Vreau să-l întreb pe unul dintre invitați care e acolo dacă își aduce aminte cum am făcut, cred că vreo 4 kilometri, cu roata spartă de la mașină când veneam de sus de la releu și ne-am dat seama numai când am ajuns pe asfalt că se întâmplă asta. Dar cum să nu mi-aduc aminte? Mare salarii aici lângă noi. Și când ne-au lăsat frânele și n-am putut opri, era un grup de... Daci albastră. ...de fragi, Marius, și au sărit ca potărdichile, care în șans, care pe deal, că noi veneam la vale. Deci așa imiteam pe vremurile alea. Adevărul este că... a fost o perioadă în care aduceam de acasă televizoare, camere de luat vederi, salarii cel puțin mari. Câți bani am luat în primele luni, salariu acolo? Păi niciun ban în prima fază. Eu nu mi-aduc aminte când am luat niște bani de la televiziune. Țin minte că făceam totul cu foarte multă dragoste. Cu... Sigur, Mihai, n-a fost mai repede de septembrie. Nu mi-am duc aminte exact al unui, că sunt cam multe și hardurile noastre cam șterg cei în urmă ca să protejeze, dar mă refer la detalii. Dar perioada n-ai cum să uiți. Ne apucau zorile montând și fiind acolo și în unul, vreau să-l întreb dacă își aduce cum aminte cum făceam schimbările de cadru. Deci spunea Mihaela sau Ionuț sau cel care prezenta o frază, după care luam trepiedul, montam în alt unghi și spunea următoarea frază de acolo și ăla era tot montajul. Da. Adevărul este că a fost o perioadă frumoasă în care puneam trup, suflet,
pasiune multă și nu ne prea interesa care sunt beneficiile. Eu cred că asta ar trebui să fie menirea presei, presei adevărate, lucru care îl găsești destul de greu în timpurile de astăzi. Eu vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să intru. Îmi pare rău că nu vă văd, dar am să mă uit la emisiunea registrată. Nu-i bai, că o să ne vedem, o să încărcăm. Mâine o să fie încărcată pe YouTube și share-uită, că acum toată lumea folosește neologismele astea, da? Deci împărțită sau împărtășită pe Facebook. Domnul Lazar. Da, ne împărtășim pe Facebook. Oricum, cu băieții probabil că o să ne întâlnim prin mai, că o să vin în țară și o să ne aducem aminte de vremurile de televiziune și în alt loc, nu într-un studio de televiziune. Ultima dată a fost la Perla. Păi nu știu, acum nu le mai știu, mai îmi spun unul, zice, îți dau o întâlnire la... și spun un nume. Și zic, unde? Păi cum, nu știi? Nu știu, nu mai știu cum sunt repartizate cârciumile. Am pierdut harta punctelor de interes adevei din atenție. Nu mai știu cum sunt repartizate, dar ne dăm întâlnire la cal și mergem împreună, ca să nu ne căutăm unii pe alții. Da, calul încă a rămas în Deva, alte statui vor fi relocate, dar calul e încă acolo unde îl știți. Mulțumesc pentru telefon și așteptăm să ne întâlnim, să zicem așa. Eu vă mulțumesc mult pentru plăcerea de a participa la emisiune și sincer, mi-aș dori să mai fie vremurile alea odată, practic este imposibil, să dea Dumnezeu să faceți treabă bună în continuare, pentru că văd că majoritatea dintre ei au rămas cu camera de luat vedere sau aparatul de fotografie și fac treabă bună. Din păcate, eu mi-am schimbat destinul, dar asta este, viața ne poartă pe unde consideră ea că e mai bine pentru noi, probabil. Multă sănătate vă doresc și... Salut, Mihai! Și ție la fel! Bucur că te-am auzit! Ciao. Toate bune, încă o dată vă mulțumesc și eu pentru intervenția din emisiune. În timp ce mai dăm imagini, hai să încercăm o legătură și cu colegul nostru Ionuț Ceaușescu, jurnalist TVR Târgu Mureș. Ionuț, cum îi spuneam noi, de fiecare dată... Vreau să mai menționez acolo. Pe imagini, la un moment dat, sunt niște inserturi cu... Deci, partea asta de filmare este dintr-o emisiune de acum 20 de ani și făcută la televiziunea Deva Sat, care nici aia nu mai există. Actualul UPC Deva. Și acolo au fost câțiva colegi, Loții Sinec, doamna Corpade, La emisiunea respectivă. Deci în ce se văd ferestrele acelea mici? Îs din emisiunea respectivă. Aici, de exemplu, este domnul profesor universitar Stănciulescu. Cu care o să vorbim după ce luăm legătura. Și asta cine oare? Un om cu păr mai mult. Da, un om cu păr mai mult. Este chiar iată și pe Flaviu Crișan acolo. Devotamentul de care vorbea și Mihai și faptul că veți intra în legătură cu... Iată și pe Mihai. Cu Ion Ceaușescu. Era într-o zi când montam un reportaj și era la fel controverse legate de imagine, de conținut, de toate cele. Și începem pe la amiază și seara pe la 8. Ionuț se termină și ce? Ah, în sfârșit s-a terminat. Aoleu, fetele mele, le-am uitat la școală. Eu la ora 2 stăteau în ghereta portarului, stăteau săracele și le așteptau. În imaginile astea sunt cei doi ingineri de la poștă, domnul Bete Amiron și cu Eugen Nicula. Ei erau care se ocupau de partea de relee și de emisie la poștă. Da, și Ionuț, cu care încercăm să luăm legătura, dar care văd că și domnul Câmpianu văd că acolo. Anca Drăgușin. Așa. Marius era mai încoace, țară. Și... Imediat o să o vedeți pe Doinița. Mihaela Ciubotaru, Valeriu Goiciu, Marius, Gigi. Deci asta era, cred că, în Sala Albastră, din câte am văzut eu. Da, la emisiunea 10-a. Da, se pregătea emisiunea 10-a. Da.
Lume multă care lucra. Cam cât s-au lucrat în echipa care a început, să zic așa, studio, cam cât au fost? Deci toți pe care i-am enumerat eu la început au fost acolo. De 20, 20, cam așa. Da. Cam așa. 25 de imediat aveți vedea niște imagini interesante, cum se făcea... Și Marius cupăr în colțul din jos. Da. Cum se făceau genericele. Cu puțin. Sigur că erau mulți și se cam călcau pe bombe unii pe alții. Da? Toți lucrau, toți aveau entuziasm, dar nu toți și aveau rezultatele care erau așteptate. Bun, acum e foarte simplu să faci generice, dar uite, înainte se lucra cu acele litere foarte interesante pe care le, nu mai știu cum se numesc. Nu mai există. Erau autocolante. Era foarte, foarte interesant. Cred că ce vreau să spun că în acel moment televiziunea Deva avea o audiență fantastică. Deci o arie de acoperire foarte mare. Așa. Se vedea până în județul Alba, până o parte din Timiș, până în Sibiu ajungea. Deci de la releu, de la Măgura, și asta știu sigur de la ceva cunoștințe de ale mele din Târgu Mureș, la intrare în Târgu Mureș, în localitățile adiacente Târgu Mureșului, se vedea TV Deva. Deci aveau la emisia din Valea Jiului, din Parâng, se vedea la centrul teritorial de control al Direcției de Radio și TV Timișoara, se vedea TV Deva. Practic nu erau limitările astea pe care le pune acum CNA. Păi nu, pentru că exista CNA. Deci noi în momentul respectiv emiteam după ce se termina programul pe TV. TV1, da, sâmbătă seara. Sâmbătă seara în... Începând cu ora 12, aproximativ până pe la 2-3 noaptea, toată lumea. General... Și cei care se culcau mai repede, își puneau ceasul să sune la 12, cei care se culcau pensionari la 9:30-10, își puneau ceasul să sune la 12, să urmească TV Deva. Și filmul care urma după emisiune. Încă nu apăruseră drepturile de autor, CNA-ul și alte filme multe limitări. Erau filme traduse de Irina Nistor. Nu existau drepturile omului. Puteai să filmezi și pe borfașul care furase găini și pe cel care încălca legile de circulație. Nu aveau dreptul la intimitate. Nu se născuseră aceste legi care... Până la urmă îngrădesc, de fapt, dreptul. Am înțeles că Ionuț nu răspunde. Hai să încercăm legătură telefonică cu domnul profesor universitar Stănciulescu la Iași. Eu am vorbit cu dânsul miercuri, cred că, și am stabilit că ne auzim pe telefon. Hai să zic care a fost legătura cu el. Așa, te rog, fă pe tine legătura asta. Chiar dacă era de bandada aia în țară în 90... La un moment dat trebuia tot îmbrăcat așa, instituțional, să zicem. Domnul profesor avea, la vremea respectivă, în Deva s-a înființat o asociație culturală, se numea Timpul, și ne-a luat sub căciula lui, cum s-ar zice, ca și o activitate a asociației. El era interfața între noi și autorități ca să putem să funcționăm. Până în momentul când am reușit să ne facem, să avem cont, să avem contabil și totul a devenit, să zicem, în ritmul normal de... Așa, am înțeles. Bun, avem legătura telefonică cu domnul Stănciulescu? Nu este? Bun. Nu e niciun fel de problemă. Revenim... Regăsim, până urmă. Revenim cu telefonul, pentru că... mi-aș dori să luăm această legătură. Bun, când a început practic să se instituționalizeze, că spuneați că a trebuit făcut artificiul ăsta. Undeva de prin septembrie. Deci la un moment dat nu se mai putea. Lucra în ritmul și în felul, acel fel. Trebuia luat o decizie. Hai să o înființăm, să fim cât de cât remunerați pentru ceea ce face. Să fie o conducere, să aibă o cursivitate. Pentru că în momentul în care am văzut noi acele imagini, era un haos. Adică se lucra fiecare cum putea, cum încropeam emisiunea și era ok. Nu exista o ierarhie. Orgolii multe, așa mai departe. Da. Hai să ne organizăm să... Când ne supăram, luam capra și plecam acasă. Mai trânteam, mai juram. Presupinderea noastră, la un moment dat, Consiliul... Pe atunci, Consiliul Popular Județean sau cea de genul ăsta ne-a preluat, sau primăria. Ideea este că s-a
S-a găsit o soluție. Să nu mai putem să lucrăm și la televiziune și unde aveam locul de muncă. Și atunci să găsim o soluție. Și o perioadă am fost angajații primăriei. Da. Atunci a început, de fapt, prima dată să se instituționalizeze, să spunem așa, televiziunea DEMA. După o perioadă, cât a fost angajații primăriei, a venit faza cu Direcția de Radio și Televiziune Timișoara. Deci primăria n-a mai putut să ne țină financiar, au fost niște martie, și făceau presiune asupra noastră, ținem și, foarte bine, un fost domn primar care avea metehne de genul celor care sunt în ziua de ziua astăzi, astăzi. Da? Început să se ne strângă cu șurubul, stați la mine în casă, ciocumic. Da, nu filmați, nu aile din Gojdu, nu faceți aia, nu faceți aia. Am înțeles, la telefon este domnul profesor universitar Snăciulescu. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Alături de mine sunt cei trei colegi pe care vi-am spus, cei trei colegi ai mei, da, cei trei colegi ai dumneavoastră prima dată au fost, Petru Mezaroș, Marius Solariu și Vladimir Brilinski. Noi am vorbit până acum despre nașterea televiziunii și am ajuns și la momentul la care a trebuit să preluați, să spunem așa, sub aripa dumneavoastră această instituție nouă. În primul rând, faptul de a fi împreună este ca și când timpul nu s-ar fi scurs. Iată-ne și pe această cale și în acest chip, îmbrățișindu-ne spiritual, salutându-i pe cei care ne ascultau atunci, pentru că am avut o mare bucurie să primești de la tine imaginile care s-au petrecut cu mulți ani în urmă, dar, cum spun, acel în urmă este deja acum. Astfel încât pe voi vă salut și pe cei care vă privesc sau ne ascultă. Și în această împrejurare nu pot să mă bucur că ceea ce am făptuit atunci a dobândit viabilitatea anilor ce s-au scurs. Mulți ani, nici nu-i mai număr. Dar faptul de a fi încă o dată împreună mă lasă să-mi aduc aminte, nu atât cu mintea cât cu inima, intențiile noastre de atunci. Eu nu știu ce le-ați spus celor care v-au ascultat până acum, dar țin minte că, fiind la începuturile începutului, era o aspirație a tuturor de a ne exprima altfel, altfel decât până atunci. Motiv pentru care televiziunea a devenit un canal, o deschidere, o poartă pe care n-am întârziat prea mult să o întâmpinăm și noi, să o deschidem cu curaj, că a fost un curaj pentru noi cei care ne aflam acolo și atunci să facem din aproape nimicul care exista un ceva. Și în primul rând să avem curajul de a ne exprima public altfel decât o făcusem până atunci. Dacă nu mă înșel, eram chiar printre primele televiziuni care începuseră să se nască în teritoriul țării și asta ne-a bucurat mult. Mai țineți minte când am fost atunci, am văzut studioul 5 sau nu știu, 7, care era cel în care se întâmplaseră evenimentele fierbinți. Domnul Popescu ne-a dus și ne-a arătat așa și a zis să aveți memoria afectivă a acestor locuri. Ori noi am luat-o cu noi, am luat-o în toate cele care au urmat. Ce ar trebui să mai vorbim despre aceasta? Că eu, prin forța lucrurilor, am stat puțin, a trebuit să plec. Acum, așa cum ați povestit, probabil sunt în celălalt colț de țară, la Iași, unde, prin forța lucrurilor, am ajuns să fiu învățător, că n-am să spun profesor universitar, am să spun învățător, așa cum eram și acolo în timp ce povesteam noi cu noi despre ce ar trebui să știe ascultătorii sau telespectatorii noștri. Așa de aici, îmi cer scuze că vă întrerup, domn profesor. Un salut drag. Îmi cer scuze că vă întrerup. Trebuie să spunem că mi-ați fost profesor în liceu. Așa, da, petică, așa spuneam cu toții. Deci mi-ați fost profesor în liceu și întâmplarea ne-a adus așa. A fost o pură întâmplare de s-a întâmplat legătura asta noastră. Peter, știi cum? Asta cred că vă învățam, fiindu-vă și atunci profesor de filozofie, vă învățam că uneori întâmplarea este o formă de a fi a necesității, adică trebuia să se întâmple. Și cred că tot eu v-am spus că ceea ce se întâmplă odată face parte din, n-am să-i spun destin, ci din nevoia noastră de a fi. Deci că am fundat acel
acel studio pentru întâia oară la Deva înseamnă că a trebuit să fie. Și el a trebuit să fie atunci pentru ceea ce este acum, adică toate întâmplările noastre din viață de acum devin premize pentru cele din mâine. Asta vă spuneam când eu ți eram încă profesor și sunt mândru de tine și de voi toți. Mulțumesc. Foștrim. Ce ai vrut să mă întrebi în mod anume? Nu, ziceam că a fost o legătură care a venit așa, când trebuia probabil. Deci legătura noastră a fost generată pe de o parte de afinități, adică vrem toți să ne spunem și, cum ziceam mai înainte, să spunem altfel. Faptul de a comunica trebuia să se întâmple. Eu vă spuneam atunci, fiindu-vă profesor, atât cât era posibil, dar trebuie să știți, acum vă spun așa cu mâna pe inimă, că niciodată n-am cenzurat prea mult, că puteam să spunem lucrurile în toate chipurile cu putință, adică ținea de abilitatea celui care comunică cum să își spună gândul. Da, cum îmbracă mesajul. Domnul profesor, vă mulțumesc pentru intervenția în emisiune, vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru fenomenul de televiziune, să spun așa, din Deva. Vă rog. Pe care eu îl surprind acum cu mare bucurie, adică vă felicit din toată ființa că ați reușit să rezistați în pofida tuturor vicisitudinilor, nu o să spun relelor istoriei, că în mod normal ar trebui să nu mai fie. Deci de noi depinde ceea ce facem, de noi depinde dacă o luăm la stânga sau la dreapta, atunci când avem a alege, nu are nicio conotație decât pur și simplu stânga-dreapta, mers înainte. La direcție, Și așa încât faptul de a fi este dovada unei bune alegeri. Și eu vă felicit și vă îmbrățișez urându-vă toate cele care trebuie să fie bune, cele mai bune. Adică, cum vă spuneau altădată, să fiți mai. Mulțumesc încă o dată și cine știe, poate veți ajunge. Voi ajunge cu certitudine și atunci vom avea un dialog mai amplu. Dacă voi veți avea deschiderea pentru ceea ce eu am păstrat neschimbat de atunci, adică dragul de a fi împreună. Încă o dată vă mulțumesc. Bun, stimați colegi, ca să zic așa, când s-au împrăștiat lucrurile? Pentru că orice lucru care începe frumos în România, da, spuneați de greutățile inerente, că la un moment dat primarul, un anume domn primar, încerca să strângă șurubul și faceți cum vreau eu. Deci, dar nu m-a încercat. Nu și reușea. Nu și reușea. Nu s-au... zilele noastre. S-au reorganizat, nu s-au împrăștiat. S-au reorganizat, așa. Deci nu putem spune că s-au împrăștiat. Cât a durat visul ăsta frumos de primă televiziune liberă? 95. Deci până în 1995... După ce s-a terminat și transformarea TV Deva în 3TV, așa. Și asta trebuie să spunem, pentru că direcția a preluat, direcția de radio și televiziune Timișoara a preluat studioul, la un moment dat, și s-a făcut o rețea de televiziune numită 3TV, rețea care trebuia să aibă studiouri la Timișoara, Deva și Craiova. S-a făcut la un moment dat doar Deva și ulterior, după câțiva ani, Craiova, care se pare că mai există și în ziua de astăzi, dar din păcate ideile care ne-au unit atunci în 90 s-au terminat în 95-96. Cine nu știe mai bine. A avut un grup de copii pe care i-a format acolo. Acum discutăm de prima perioadă, perioada de pionerat. Sigur că au fost mai multe schisme în televiziunea noastră. Unii au renunțat de bunăvoie, alții au plecat pentru că așa a hotărât majoritatea. Dar ce pot să spun, că acolo s-a cristalizat o echipă adevărată care a ajuns să lăsăm modestia la o parte, a ajuns să fie recunoscută în întreaga țară. Mai mult, în perioada 93-95, 3TV Deva a fost o adevărată școală, o adevărată pepinieră pentru foarte mulți copii aduși de pe băncile școlii, respectiv de la liceul Decebal, pe atunci. Copii care acum fac televiziune, fac faimă în media românească. Spune și numele.
Așa. Dacă spun pomelnic de 40 nu de copii. Nu trebuie să spui copii, pomelnic, chiar, dar ai o vedetă. De ai Sanda, o vedetă. Sanda Nicola, Sanda, Sanda Popa, sigur, care i-am închinat un articol în Cioara Vopsită, care este incontestabil cel mai grozav produs, dar pe lângă ea sunt mulți, mulți alții, Sorin Cos, Anca Mateș, Rodica Bârsan, cu voia dumneavoastră, Bogdan Brilinski, copii care acum sunt oameni mari, sunt 35 de ani, Ciprian Roncea, care fac presă și presă de foarte, foarte bună calitate. Oameni care au suportat și înjurături și picioare în fund și lacrimi mi-au curs acolo, dar s-a mers mai departe. Sigur că au venit ani în care televiziunea și, în general, media a început să devină cu adevărat un business și atunci fiecare a trebuit să-și ia bagajul. De mult nu mai erau pick-up-urile și videourile deja ne reutilasem cu Super VHS și ulterior cu Hi8. Și-a luat fiecare bagajul și a plecat care încotro. Eu am luat dulapul lui Gavrea de fier, fotoliu în care dormea Ceaușescu atunci când era foarte obosit după o noapte întreagă de montaj și am plecat la orăștie. Alții au plecat în alte locuri și așa s-au format alte cuiburi din care ați ieșit și voi ca televiziune și duceți mai departe ideea noastră. Din păcate, ideea lui Peti de televiziune liberă a rămas acolo, undeva în anii 93-95. Acolo a început să moară și acum foarte, foarte rar mai apare ca un ghiocel așa din zăpadă, mai apare. Sigur, televiziunea și media trebuie să fie un business și este bine să fie un business. Dar atunci când folosești business-ul în propriul interes, atunci dai o palmă dragostei față de televiziune, profesionalismului în general și uitați-vă pe toate canalele, mă refer în special la cele naționale, îți este rușine că, mie cel puțin da, îmi este rușine că odată și odată am făcut televiziune și văd în zilele noastre așa ceva. Oricum, hai să iau din capătul ăla de masă, să zic așa, Marius Solariu, jurnalist TVR din... Eu în 1992 m-am angajat. În 92 ai plecat din televiziunea locală? A fost o conjunctură, am dat un concurs și am fost angajat la televiziunea română în 1992. Și ai rămas în televiziune? Am rămas în televiziunea română până în zi de astăzi, da. Microbul? Odată înfit este, bine. Am pornit de la TV Deva, acolo am învățat. Am învățat foarte mult. I-a crescut aripile. I-a crescut aripile, a fost o conjunctură, am plecat și asta este. Peti Mezăraș. Hai să le trecem prin. Hai să trecem prin toată povestea, inclusiv prin a noastră. Adică vrei să spui că sunt un traseist? Ca și politicienii sau cum? Nu chiar, da. Păi, eu am fost, cred că, al doilea care și-a luat zborul din TV Deva, la cu ghilimele spus. Dar am fost 7 ani, am ajutat la construirea rețelei de cablu, de televiziune pe cablu, deci Devasatul de atunci, ulterior am televiziunea Devasat, corespondent Antena 1 pe vremea respectivă, după aceea o perioadă de un an și vreo 3 luni, Realitatea TV București, corespondent Național TV cu tine, 6 luni, iarăși Realitatea de vreo 2 ori, de vreo 2 ori HDTV, dar sub altă denumire. Așa? Așa. Din nou HDTV. Împreună la aceeași barcă, da. Te rog. Dar de data asta am zis că îi las pe cei mai tineri să mai alerge pe teren. Da, împărțim noi aici, tu la butoane și eu la măsuță. Vladimir Brilinski. Așa cum spuneam, cu moștenirea de la 3 TV Deva, am plecat la orăștie și acolo
mai bine de 18 ani, cel mai bătrân organism media din județul Hunedoara, Radio Color Orăștie. Mi-a fost casă și... Un copil frumos ai acolo, care a crescut frumos. Da, și crește în continuare, împlinește și 19 și 20, se va duce încă 9 ani de acum încolo cel puțin. Asta a fost drumul pe care l-am ales, un drum al libertății. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și pentru că am punctat împreună acest început, să spun așa, al televiziunii. Mi-aș fi dorit să vorbim și cu Ionuț, da, nu contează, o să vorbim. Îl prindem, sigur că da, la Târgu Mureș. Probabil că o fi fost prins în ceva și s-o fuma. Și avea timp. Deci oameni răi, oameni răi ce sunteți voi. Pentru toți, chiar mi-am dorit să fac emisiunea asta pentru Peti, odată, care stă și a stat foarte mult în spatele camerei și acum l-ați văzut, vi l-am adus, el e omul cu care... E mai bine acolo. E mai bine acolo? Nu vezi că nu încape pe ecran. Eu vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut și le mulțumesc tuturor celor pe care i-ai pomenit aici și pe care nu i-ai pomenit, pentru că poate i-am uitat sau poate erau prea mulți, mai sunt mulți. Și vă aștept la următoarea sărbătoare, nu știu, ar trebui să o faceți așa din... La nota de aur. Peste 25 de ani. Că... Nu, peste încă 25 de ani. Din an în an ar trebui... La vârsta noastră din așa an în an. Din an în an, așa da. Zice... Cel mai bine, tot facem și un chef. Încă o dată vă mulțumesc și vă aștept, că ăsta a fost doar începutul. Trebuie să povestim multe întâmplări pe care fiecare dintre... cei aflați în studio are să vi le povestească. Vă mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat la noi. Mâine ne întoarcem la realitatea noastră cotidiană. Municipiul reședință de județ, da, Deva, are niște străzi fantomă. O să vedem cum stăm cu ele. Vine domnul primar mâine și cu doamna arhitect șef al municipiului Deva să dezbatem cum e cu străzile fantomă. Uitați-vă așadar în continuare la Hunedoara TV. Și nu uitați nicio clipă, România nu e a lor, e a noastră.